E un pericol pentru chiar și pentru oameni mari, nu numai pentru copii, și pentru oameni mari. Păi vine o bătrânică și eu sunt bătrânică. Și fără să-mi dau seama, alunec și cad. Sau seara, târziu, mai târziu, așa, când începe să turnice, nu prea târziu. Ferească Dumnezeu, acolo îți găsești sfârșitul. Poliția locală, în loc să se ocupe de hoți și alte chestii, se ocupă de dat garduri de jos. Cât de multe sunt? Vă deranjează? E un pericol? Normal, deci dacă venim să parcăm mașina, n-am mai avem voie să o parcăm pe spațiu public. Nu, cum am mai avut până acum. Garaje nu avem, nici suprapuse, nici subterane, nici într-un fel. Sunt parcările astea care sunt foarte mici, cu un număr foarte mare de mașini. Deci cineva care vrea să-și parcheze mașina noaptea și nu e atent, o poate păți, nu? Uitați, au pățit-o chiar aici, în zonă, în cartier, care a dat cu spatele, a căzut cu roata în canalizare și l-a costat 10 milioane cu... Da. Au căzut o fată că stă aici și o fată că stă dincolo. A căzut cu picioarele, a căzut cu picioarele și a prins, da, a prins un prieten imediat, era în spatele ei și a prins-o imediat și n-a căzut. Da. A căzut până aici și s-a prins cu mâinile de marginea canalizării. Dacă nu era cineva lângă ea, cădea de tot. Periculos, trec copiii cu bicicleta, cad în ea, noi venim seara, la fel. De ce credeți că se întâmplă treaba asta? Cred că e vina și la cei care primesc fierul vechi. Eu așa zic, că e vina lor. Norocit, Doamne, nu se mai poate, domnule, așa. Nu se poate așa ceva, păi da, e cam mai rău ca în junglă. Dar faci un accident, dacă aduci un om sănătos, nu numai unul beat, nu? Da. Păi da, aici e stradă circulație și cu toate că e strimtă. Deci păi nu se poate, nu-i vizibil, poate ceva. Poate, mă rog, nu se poate așa ceva, trebuie urmăriți să... Da, eu nu știu, n-a văzut nimeni, chiar n-a auzit nimeni, că e luat și până în alte părduri, numai aici. Da, tot cartierul, nu? Tot cartierul aproape, e pericol mare, ăla trebuie prins, bătut și închisoare. Da? Cine să-l prindă? Cine să-l prindă? Păi cine, dar numai poliția comunitară sau păi locală? Locală. S-a redus numărul polițiștilor. E, aia e treaba. Gardienii publici, mai bine zis, ei vin și se leagă de alte probleme, nu stau să păzească capacele. Noaptea să verifice. Păi nu stau, dar capacele se fură cu căruța. Căruțele nu pot fi totuși sesizate. Există și camere de supraveghere, există și rond. E un centru de fier vechi lângă biserică. Există control la centru, nu? Da, e un centru de fier vechi aici lângă biserică. Ah, e aproape. Da, dacă i-ar scoate de aici din oraș, ar fi foarte bine. Există probabil că această carieră bine pusă la punct, mafiotismul financiar din această rețea, da, care este foarte bine, după mine, pusă la punct, câștigă mai multe persoane. Probabil că este cineva să vehiculează în ultimul moment că vine o firmă care să pună ceva din cauciuc. Da. E probabil că este un cetățean cu greutate mare pe umeri, pe spatele cetățeanului, prin taxe și impozite, sau are vreo obligativitate față de altă persoană care l-a ajutat în campania electorală. E părerea mea. Aha. Nu se poate, domnule. Să nu vadă nimeni. A trecut acum 2 milițieni pe aici la poliția locală. Da. Domnule, chiar nu scrie în raport nimic. Pe ce scrie acolo în raport? Cât s-a amendat? Cât s-a amendat? Ăla, dacă nu știu, bea un pahar de vin, sau ăla mi-a scris și nu mai... Nu e regulă.